Gamingul are nevoie, în majoritatea cazurilor, de niște configurații hardware performante pe care le găsim fie în computere desktop, fie în laptopuri cu bugete peste medie. Dacă vrei un laptop pe care să te poți juca pe ecranul lui Full HD, în condiții foarte bune și să rămână portabil, atunci uite care ar fi propunerea mea. Îți voi da 5 motive pentru care să alegi TAF-FX516 atunci când vrei un laptop performant, compact și cu o notă bună la materia ta preferată, gamingul. E vorba de un laptop lansat de Asus la începutul lui 2021 în gama TAF Gaming, cu un format mai subțire și mai ușor comparativ cu celelalte modele din familie. Primul argument e așadar faptul că e compact și ușor, deci portabil. Indiferent de configurație, FX516 are o grosime de numai 19,9 mm și o greutate de aproximativ 2 kg. Îl comparăm cu celelalte modele TAF și găsim că e cu 10% mai ușor și cu 20% mai compact. Nu doar designul urmărește portabilitatea, avem de pildă un port USB-C prin care putem încărca bateria folosind omniprezentul adaptor de telefon cu cablu USB-C. Cu un încărcător de 100 de W vom atinge 50% din baterie în 30 de minute. Teoretic, autonomia poate urca spre 16 ore, dar știi bine, depinde de configurație și de modul de lucru. Al doilea motiv să alegi TAF-Dash e configurația bazată pe procesoare Intel Core din seria H, generația 11. Un i7-11370H e mai mult decât suficient nu doar pentru gaming, dar și pentru programare, editare foto și alte task-uri mai speciale. Putem opta pentru un maximum de 32 GB RAM, DDR4 la 3200 și stocare de 1 TB PSSD NVMe. La configurația deja puternică includem o placă video Nvidia GeForce RTX 3070. Mai nou au apărut și modele cu RTX 3050 Ti, care sunt mai accesibile. Sistemul de răcire are 5 conducte de preluare a căldurii și 2 ventilatoare cu autocurățare care o împing în afară prin laterale. Asta înseamnă că zona mâinilor va rămâne întotdeauna rece, iar atunci când nu e nevoie de ele, ventilatoarele se pot opri complet. Nivelul de zgomot, folosind placa video integrată, căci are și un Iris Xe, coboară la 28 de decibeli. Iar în modul turbo, în gaming și în encodarea video, atinge 48-51 de decibeli. La consumul maxim, temperatura procesorului nu va trece de 95 de grade. În al treilea rând, optează pentru un FX516 pentru ecranul lui ultra rapid. Panoul are un refresh de până la 240 Hz în funcție de model și are 3 milisecunde timp de răspuns. La aceste valori, acțiunea din gaming va fi cât se poate de fluidă. Pe partea de culori, avem o acoperire 100% sRGB. Sunt și configurații în care panoul e la 144 Hz și acesta e suficient de rapid, iar bugetul este evident ceva mai mic. Al patrulea argument în favoarea lui TAF-Dash este conectivitatea pe care o oferă. Avem toate porturile necesare și Bluetooth 5.2 și Wi-Fi 6 pentru cea mai bună și rapidă experiență wireless. Numărăm 3 porturi USB 3.2, generația 1, tip A și un port USB-C. Acesta oferă suport Thunderbolt 4, Power Delivery 3.0 și DisplayPort 1.4a. Putem conecta prin el două ecrane 4K la 60 de Hz sau un televizor 8K UHD. Dacă vrem să conectăm un proiector, avem la dispoziție HDMI 2.0. Iar dacă depinzi de rețeaua cu fir, portul RJ45 este aici pentru cablul UTP. Nu pierdem din vedere nici audio jack-ul pe care îl vei putea folosi pentru orice tip de cască cu microfon. Cum spuneam, le avem pe toate. Conectica este un atu important. Ultimul dintre cele 5 argumente privește construcția, fiabilitatea și posibilitatea de upgrade ulterior. TAF-Dash respectă cerințele unui standard militar important, 810H. E testat riguros pentru a putea rezista în orice situație, de la medii extreme, la vibrații ambientale, până la lovituri accidentale și împingeri, făcându-l un dispozitiv fiabil de luat în deplasări. Nu în ultimul rând, TAF-Dash F15 este foarte ușor de upgradat. Memoria RAM are o parte integrată de 8 sau de 16 GB și încă pe atât pe un slot SODIMM. Capacitatea maximă e, cum spuneam, de 32 de GB. Slotul de memorie, cât și cele două porturi M2 pentru SSD-uri
sunt accesibile foarte ușor dacă vei desface acest capac de pe spate care e prins cu șuruburi standard. Doar unul din colț e mai special pentru că nu e detașabil din carcasă, însă el o împinge pentru a putea desface mai ușor acest capac. Acestea sunt cele 5 argumente pentru TUF Dash, un laptop echilibrat cu modele disponibile pe o plajă largă de prețuri, orientativ pentru configurația de top cu RTX 3070 sau atins în modul turbo 350 de cadre în jocul Overwatch cu o medie de 200. Am atins 120 de FPS-uri în Far Cry 5 cu media de 92. În Assassin's Creed Odyssey avem un maxim de 105 cadre și o medie de 60. În Witcher 3, 99 de FPS-uri maxim și 86 de cadre în medie. Pentru tine, care ar fi cel mai important argument? Spune-ne într-un comentariu. Îți propun și un quiz rapid. Dacă preferi laptopul pe alb, dă un like. Dacă îl preferi pe gri, abonează-te, dă subscribe. Vom face pe placul tău și vom reveni cu un nou clip aici pe canalul Asus România. Pe curând!